șefi la cuțite, la tribunal. Antena Group, un nou proces cu trei bucătari celebri. Antena Group este o lacuțite cu șefii care au colaborat în urmă cu 9 ani. Războiul s-a mutat în instanță și se invocă nerespectarea clauzelor contractuale. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au acționat în judecata Antena Group, după ce au fost părâți, la rândul lor, de compania media cei trei bucătari nu au dorit să mai filmeze un nou sezon al emisiunii Șef la Cuțite, iar compania media, Nere Antena Group, i-a dat în judecată, pentru o pretinsă nerespectare a contractului de colaborare, Șef la Cuțite, la tribunal. Antena Group, în proces cu trei bucătari celebri. Potrivit pagina de media, RO, la sfârșitul anului 2023, Antena Group a mai pornit câte un proces contra celor trei șefi, Având ca obiectul pretenții. Conform sursei citate, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu au dorit să ofere detalii cu privire la contractul cu compania de televiziune mai sus menționată, pentru a nu încălca clauzele de confidențialitate. Recent, Florin Dumitrescu a postat pe rețelele de socializare un reel, în care a spus, printre altele, că se află în situația să nu poate vorbi și să nu se poate apăra public din cauza contractului de confidențialitate pe care l-a semnat cu trustul media. În caz contrar, ar risca să plătească despăgubiri companiei Antena Group. Potrivit G4 Media, șefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au invocat oboseala și nu au dorit să mai participe la filmările pentru a nou sezon al emisiunii. Astfel, producătorii emisiunii s-au văzut nevoiți să caute alți jurați pentru emisiunea competiție. Conform sursei citate, Mona Segal, producătoarea show-ului, cea care i-a și descoperit pe cei trei, a menționat că a fost luată cu cu surprindere, cu o lună înainte de începerea filmărilor, de decizia celor trei. Noul sezon al Ușef la Cuțite se va difuza în curând. De ce au abandonat foștii jurați emisiunea? Șef Richard Abuzachi șef Alexandru Sautner, șef Ștefan Popescu și șef Orlando Zaharia sunt cei patru jurați ai sezonului cu numărul 13. Experiența primelor zile de filmare pentru șef la cuțite a fost ceva ce nu pot descrie în cuvinte și cu siguranță va rămâne printre cele mai puternice experiențe din viața mea. În nopțile din primele zile am aflat câte medicamente există ca să poți să dormi, a declarat șef Orlando Zaharia, potrivit Antena 1.